Complexul muzeal roman a contribuit și el substanțial la zilele municipiului roman cu o serie de activități interesante care s-au finalizat vineri 20 mai cu o lansare de carte inedită realizată de profesorul Tit Tihon, recunoscut ca un nonconformist notoriu. Acesta a realizat la Muzeul de Artă din Roma lansarea în stil canadian, susține acesta, a ultimelor sale opere scriitoricești. Este vorba de două volume de poezii și romanul Imposturii, care fac parte din cele 58 de cărți pe care Tit Tihon le-a scris și publicat. Ne bucurăm să-l avem astăzi aici, mai ales în această lună în care, luna mai, cum spuneam, am sărbătorit și Ziua Internațională a Muzeelor, dar mai ales în această perioadă se celebrează zilele orașului roman. De asemenea, această activitate de astăzi este înscrisă în acțiunile ample ale primăriei orașului nostru, dedicate zilelor municipiului nostru. Domnul Tit Tihon, spuneam, binecunoscut astrolog, astronom și îndrăgit profesor în roman, are 58 de volume de cărți editate sub semnătura domniei sale. Astăzi, ce aduce spre cunoștința publicului romașcan și nu numai, este vorba despre Mileniul 3, Epopeea Universului, volumul 2, Poemul Luminii, volumul 1 fiind acesta, Mileniul 3, Epopeea Universul, volumul 1, cu Oni Romanitia. A doua carte este volum de poezii, a doua carte, tot volum de poezii, Iluzii Pământene. Și a treia, cea mai interesantă și cea care a stănit interesul publicului romașcan, Năstrușnicul profesor și-a făcut o apariție inedită, anunțat fiind de o voce cosmică, care a surprins auditoriul neobișnuit cu astfel de prezentări de carte. Apariția lui Tit Tihon alias John Yoth Zapata în romanul Impostorii a fost anunțată de o voce ce s-a dorit a fi una astrală misterioasă. Hipotronul spațial cu deconectat automat în computere sau semnalele răspundenii. Bună ziua! Bine ați venit! Sunteți așteptați! A treia planetă vă trimite salutul pământean pe coordonatele nouă pe cosmodrom terestru din emisfera nordică construit la polul nord. Bun venit acasă! Amerizați pe platforma 10! Conectați-vă pilot automat la tableta ionică! Siguranța voastră fizică este bine controlată, inginerii de pe vă vechează venirea. La unitatea astronomică distanță de planetă, comandantul mărmurișilor crește consternat. Imposibil. Este imposibil. Planeta lui dispăruse. Și vă rog de floare, răsăriți în vidul la pisau. Iată că așteptăm un vizitator din cosmos. Îl așteptăm, vă rugăm, poftiți la noi, sunteți așteptat la Roma. Mai greu, știți cum e, n-am pregătit încă o pistă de pentru rachete, domnul primar. Și în pământeana sala a Muzeului de Artă din Roma și-a făcut apariția un Tit Tihon purtând o pălărie de paie, cu care și-a salutat invitații ce au venit la lansarea celor trei volume ale sale. Acest salut este salutul care l-am primit în Canada în 2006, când am devenit membru a Asociației de Astronomi Canadieni din Ottawa. De ce am vrut să vin cu această pălărie care are atâția ani? Pentru că ea, în salutul și jurământul depus atunci, reprezintă Saturn cu inelul lui. Vă mulțumesc că ați venit și vă doresc o audiție plăcută. Profesorul Tit Tihon a făcut o trecere inedită în revista activității sale de pasionat al astronomiei și astrologiei și a dat explicații privitoare la conjunctura în care a apărut romanul Imposturii, cel despre care autorul recunoaște că este incomod prin adevărurile pe care le spune. Partea întâi nu face altceva decât dă Carlo Cipolla vorbește despre impostură și despre prostii. Și le-am pus cele 5 legi ale imposturii direct la început.
Romanul lui Titihon este unul autobiografic scris în stil pamfletar care narează întâmplări reale cu personaje având nume fictive. Acțiunea primului volum se petrece atât în România cât și în Republica Moldova, unde profesorul a predat timp de un an cât a avut detașare la Chișinău. Pagină cu pagină, primul volum al romanului Imposturii narează întâmplări trăite de personajul autobiografic John, care nu cruță pe nimeni și nimic din ceea ce a reprezentat lumea în care s-a învârtit, aceea cancelariei, cu nimic deosebită de societatea contemporană, devorată de micim, invidii și sfărării.